Este coadă la centrul Remat din Slatina, nu de mașini aduse la dezmembrări auto, ci de căruțe încărcate cu fier vechi. Sunt romi din județul Argeș care au venit cu copiii. După ei să vândă fierul adunat de peste tot sau cumpărat cu un preț mai mic din diferite sate. De unde sunteți? De la Argeș. Și de ce ați venit aici? Cu fierul să-l dăm mai la Remat. De unde l-ați adunat? După un sat, după la oameni. Cât scoateți? Cât scoatem, nu știu, doamna, acum să vedem la cântar, că nu știu cât scoatem. Și cât ajung banii ăștia? Pentru cât timp ajung? Două zile de bani. O săptămână, două. Vin cu căruța, alte mijloace de transport nu au și circulă prin sate, cumpără de la cetățenii din satul respectiv unde găsesc fier și pe urmă l-adu la noi. Au venit și cu 350 de kilograme, dar au venit și cu 700, 800, chiar cu 1500 de kg. La centrul Remat din Slatina sunt aduse și cantități importante de sticlă. Aceasta este încărcată în tiruri și transportată la centrele de reciclare din țară.